Nu, atmosfera ca tot, că totdeauna e de lucru. Jucătoarele sunt pregătite, motivate pentru a da luptă? Deci, staff-ul stărui pentru asta. A convocat data asta 20 de jucătoare, din care sunt două convocate în prima dată, Guțuș cu Ciobanu. Celalte sunt, în principiu, toate cerințele noastre. Se pregătește, ca întotdeauna, la meciuri. Noi avem data asta mai multe accidentate. Cerescu, nivou, Dumitrița, Prisăcarea, Chirica, Alina, care sunt nivou, mă lipsim. Ce să faci? Asta e fotbalul care noi mergem. Câțiva ani în urmă, Moldova a jucat 0-0 cu România. Poate repeta rezultatul de data aceasta? De câte îți aminte, rezultatul ăsta a fost făcut în acasă. Noi jucăm în deplasare. Deci, după ceea ce m-au uitat după România, nu degeaba ies în coșul numărul 3, meciul ultimul care au ratat, jucând cu Elveția foarte bine. Deci, va vedea, dar azi ne jucăm cât trebuie să putem și străim să ieșim la un rezultat pozitiv. Ne-o străie. Suporterilor nu mă pot spun că să ne subțuie, ce nu va fi, să fie întotdeauna cu noi, cu echipa. Cred că numai așa rezultate va veni. Echipa m-a primit foarte bine. Mă bucur că mi-au dat așa o șansă antrenorul să nimeresc Naționala Moldovei. Aș dori să spun mulțumesc și cred că vă voi arăta un rezultat bun. O să mă strădui. Dispoziția e bună, ne pregătim într-un toi foarte bun, ne străduim să fim gata, să ieșim la meciuri cu dispoziție bună, chiar dacă adversarele sunt cu un nivel mai mare ca noi. Însă noi toate grijile vom lăsa după teren. În teren vom intra cu dispoziție bună și vom arăta un rezultat bun. Sunt motivată. Mă înconjoară foarte multă lume care mă susțin. Antrenorul la fel comunică cu mine, mă încurajează. Echipa la fel comunicăm. Sper să fie totul bine. Атмосфера в команде очень положительная. Все девочки настроены на хороший результат. Ты пару игр не была в сборной из-за травмы. Как прошло твое восстановление и готова ли ты показать максимум на этих двух играх? Мое восстановление прошло чуть-чуть дольше, чем я ожидала. Морально я готова, а все остальное уже посмотрим на поле. На самом деле действительно не хватает некоторых девочек, которые играют в основном составе. Но новые девочки, которые пришли, достойно себя показывают на поле, у них есть желание, и я думаю, что на игре они тоже хорошо себя проявят. У тебя уже есть большой опыт играть против сборной Румынии и сама выступала в чемпионате Румынии. Как ты оцениваешь этого соперника? Это очень достойный соперник. У них много игроков, которые играют за границей, в Испании, в Бельгии, в очень хороших чемпионатах. Но, несмотря на это, у нас тоже есть девочки, которые играют за границей, и я думаю, что мы сыграем достойную игру. Что бы ты могла сказать болельщикам, которые смотрят наши игры? Чтобы они нас поддерживали и верили в нас, нам это поможет.